Un câștigător la loto o dă în judecată pe mama copilului său pentru simplul fapt că le-a spus părinților lui că a câștigat jackpotul de 1,35 de miliarde de dolari. Bărbatul a câștigat premiul în ianuarie 2023, iar acum o dă în judecată pe femeie. Acesta a semnat un acord de confidențialitate pe 8 februarie pentru a păstra secret numele partenerului ei până la 1 iunie 2032, când fiica lor va împlini 18 ani. Femeia le-a spus părinților săi că au câștigat suma uriașă și, conform acordului semnat, acesta ar fi trebuit să-i spună partenerului ei despre orice dezvăluire intenționată sau involuntară. Aceasta a fost prima dată când jackpotul Mega Millions este câștigat în statul Maine. Mega Millions se joacă în 45 de state, printre care și Washington DC și insulele Virgin Americane. Jackpotul a fost al doilea ca mărime din istoria Mega Millions și este pentru a patra oară când suma depășește $1 miliard. Premiul cel mai mare a fost câștigat în octombrie 2018, fiind de 1,53 de miliarde de dolari revendicați de un deținător de un bilet din Carolina de Sud. Conform unei surse, o astfel de schimbare a averilor poate fi dificilă pentru oameni. Potrivit unui avocat care a reprezentat un număr de câștigători la loterie de-a lungul anilor, în primul rând, câștigătorii la loterie ar trebui să apeleze la consilieri financiari și profesioniști în domeniul fiscal. Niciun avocat sau doi nu ar strica, relatează Știri Moldova 24.ro.